Trei minori au fost prinși de polițiști după ce au spart un autoturism și au furat banii lăsați de proprietar în interior. Șoferul a sesizat autoritățile când și-a găsit mașina vandalizată. Oamenii legii au găsit suma de bani furată asupra celor trei copii. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 49 de ani din localitate, care declara faptul că în timp ce și-ar fi lăsat autoturismul parcat pe raza satului Lupoaia, cu geamul portierei stânga față deschis, ar fi depistat ulterior că îi lipsește suma de 500 de lei din interiorul autoturismului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și au demarat cercetările, iar la scurt timp, în urma investigațiilor, au identificat trei minori de pe raza comunei Cătunele, care au fost bănuiți de săvârșirea faptei. Suma a fost recuperată integral de către polițiști și restituită persoanei vătămate. Delincvența juvenilă este în creștere în județul Gorj, au confirmat reprezentanții poliției. Multe din infracțiunile comise de minori sunt de furt sau de tâlhărie.